Noi am venit în lume de întâmplător, ci cu un scop anume făcut de ziditor. Nu suntem o creație ce am evoluat, ci avem o împărăție și odată împărat. Purtăm în noi făclia ce nu se poate stinge. Făclia este viața ce veșnic va învinge. Avem origini sfinte, dar lumea ne urăște. Prin fapte, prin cuvinte, mereu ne-o dovedește. Murim mai înainte de a gusta dulceața. Noi nu avem morminte, căci este curmă viața. O, glasurile noastre se pierd în umbra nopții. N-ați vrea casele voastre să ne salveze sorții? Ferice e de casa care ne adăpostește, ferice e de aleasa care ne îngrijește, ferice de părinții ce ne-au primit în dar, vor locui cu sfinții pe veșnicul hotar. Voi, mame, totdeauna munciți cu noi din greu, vă așteaptă în cer cu mâna, vă așteaptă Dumnezeu. În Psalmul 127 se spune în versetul 3 că toate mamele înțelepte iubesc copiii cu temei, căci Domnul binecuvintează pe toți acei ce-s pocăiți și cei ce calea îi urmează vor fi de-a pururi fericiți. Thank you.